Bine v-am regăsit la ProSport News. Iată cele mai importante știri ale zilei. Florin Tănase nu contenește să-i uimească pe arabii de la Al Jazeera. Atacantul a revenit după accidentarea suferită la începutul lunii noiembrie și așteaptă primul joc oficial din 2023, care va fi împotriva lui Al Ittihad pe 22 ianuarie. Tănase își ridică ritmul de antrenament cu forță și concentrare deplină, au punctat oficialii lui Al Jazeera. Tănase este așteptat ca pâinea caldă înapoi la FCSB de Gigi Becali. Vorbesc mereu cu Tănase. Când dă gol mă sună, când dă pase de gol mă sună. Mi-a zis că stă 2 ani pe acolo să facă bani și se întoarce. Avându-l pe Tănase, jocul era mai elaborat, era un dirijor bun care dirigea orchestra. Acum e de gringoladă. A declarat Gigi Becali la DigiSport. Capitan așa a avut numai declarații spumoase la conferința de prezentare la Concordia Chiajna. Nu i-am întors spatele lui Dinamo, dar nu m-au căutat. Am ales Chiajna pentru că nu mai am nervi să muncesc neplătit. Fotbalul e slab și în Liga 1 și în Liga 2. Au fost doar câteva dintre răbufnirile lui Tamaș. Antrenorul Concordiei, Eugen Trică, și-a luat ochelarii la conferință să se convingă că vede bine ce transfer a reușit echipa sa. Gabi, de la o vreme știi că îți pierzi vederea, nu? De-aia mi-a luat și ochelarii cu mine, ca să văd dacă e adevărat transferul. Da. Deci tu ești, da? Mă bucur foarte mult. Mi s-a atras atenția de către anumite persoane că am întors spatele lui Dinamo, ceea ce am văzut. Vreau să vă spun adevărul, n-am fost contactat de niciun oficial al lui Dinamo sau de alți oficiali. Eu sunt deschis la discuții. Am încheiat, gata, cu Dinamo, ca să știe toată lumea. Și am ales să vin la Concordia din cauza asta. Pentru că nu mai am răbdare, am și o vârstă și nu mai am răbdare să plec de acasă, las familia, las tot acasă, să vin, să umblu prin orașe, pe la fel și fel de echipe, să ajut cum pot echipa și să nu fiu plătit. Și am zis, de ce nu, hai să aleg Concordia Chiajna, știu foarte bine situația de aici, am vorbit cu jucători, am vorbit cu oameni din fotbal, știu situația lor. Dar ce credeți, că în Liga a doua joc altfel sau cum? Nu, că joc la fel. Bine, ca nivel, adică, nivelul este același, slab, și Liga 1 și Liga a doua. Pe rămânește. Ce vreți să vă spun? Păi dacă ajung la 39 de ani să mai joc și să fac bine, înseamnă că este foarte slab nivelul. Am luat-o pe căi legale. Mai mult nu pot să vă spun. Regrești ceva după despărțirea? Da, regret că eram în formă și puteam să ajut echipa mai mult. În rest, nu regret nimic. Viața merge înainte și cu mine și fără mine. Și cu domnul Constantin și fără domnul Constantin. Cu suporterii ești ok? Ai avut ceva probleme în ziua? Nu. De ce aș avea probleme? Păi se mai umple mesageria de diverse. Le dau adresa să vină acasă. Nu-i problemă. Gândul de la națională niciodată nu poți să-ți ții lei. Înțelegi? Cât joci fotbal. Ții lei după aia când te lași. Dacă s-a mers pe schimbarea echipei naționale, n-ai ce să comentezi până la urmă. Cu toate că ai putea să spui că, domne, eram în formă, jucam bine. Eu, dacă aș fi fost un antrenor al echipei naționale, eu, sincer, luam cei mai în formă jucători la momentul respectiv. Pentru că mie îmi trebuie la echipa națională, îmi trebuie rezultate acum. Dacă faci puțin mai mult decât celălalt, eu zic că merită un jucător să fie chemat. Gen Săpunaru. Săpunaru e într-o situație situație diferită, pentru că el s-a retras. Da, va reveni dacă va fi convocat, cred eu, nu știu. Dar mai este, pentru că, uite, se vorbea de fundaș central, nu de fundaș central. Îmi stă pe limbă, spuneți, capitanul de la Faro Constanța. Larry. N-a fost niciodată convocat la echipa națională. Și echipa lui e sus, an de an. FCSB a pierdut și al doilea amical din Antalya, după ce echipa de la care s-a transferat Dejan Sorescu, Racuf Cestohova, i-a administrat un usturător 4-1. Elevii lui Mihai Pintili au intrat însă și în vizorul altor cluburi din Polonia. Andrei Vlad este dorit împrumut de unul dintre cluburile de top din prima divizie. Gigi Becali vrea să se despartă de golkeeper doar dacă polonezii vor să achite o sumă de transfer.
Comemorare impresionantă pentru Pelé la primul meci disputat de Santos în acest an. Duminică, stadionul Villa Belmiro i-a adus un omagiu emoționant legendei care a dispărut dintre noi pe 29 decembrie. Un tron imens a fost pus la jumătatea terenului și o coroană regală a fost adusă de foștii colegi ai lui Pelé din epoca de aur a lui Santos. Suporterii au luminat arena. Un brazilian care a trecut și prin România a avut șansa să-l fi întâlnit în repetate rânduri pe regele fotbalului. Tata a jucat fotbal și jucătorii ieșeau des împreună. Am crescut cu Pelé și am crezut că este etern, ne-a mărturisit Junior Moraes. Vendo Pelé era uma coisa normal, assim, ver, eu cresci em Santos, ele é de Santos, meu pai jogou, então os dois jogadores sempre se encontravam. O Manuel Maria, que é o melhor amigo do Pelé, também é muito próximo da gente, então a gente sempre se encontrava. Então eu vi o Pelé algumas vezes e para mim eu cresci entendendo que o Pelé é eterno. E a gente, eu entendi ele como eterno, né? Então ia estar sempre ali. E o que ele fez para o futebol brasileiro, ele foi a pessoa que deu a importância para o número 10, né, para a camisa número 10. Então, ele tem uma importância, uma influência muito grande como profissional. E tem ao lado dele pessoal, que também todas as pessoas próximas falam da sua humildade, do que ele deixou também, um dos momentos mais importantes da carreira dele. Quando ele fez o milésimo gol, a entrevista dele, ele fala sobre as crianças, sobre ajudar as crianças, sobre ajudar as crianças a ter um futuro melhor. Xavi Pascual a sunat adunarea și Dulăi s-au reunit în vederea primului meci din 2023. Handbaliștii lui Dinamo sunt pe locul 4 în Liga Campionilor și păstrează șanse bune pentru calificarea în optim din grupa A. De la antrenamente au lipsit jucătorii străini prezenți cu echipele naționale la campionatul mondial. Handbaliștii deplâng și situația fotbaliștilor din Liga Secundă, care au făcut grevă și nu s-au prezentat la un antrenament din cauza restanțelor salariale. Ați reușit să jucați în avans un meci, înțelegem? Da, pentru că e un foarte complicat calendar aici, pentru că are meci cu Copa, și avem meci după cu echipa națională și avem nevoie de juca înainte 2-3 zile pentru toată lumea și atunci acela tur. E tur că noi jucăm cu Oradea. Începe a doua parte a sezonului. Suntem într-o formulă mai restrânsă acum în perioada de pregătire, deoarece avem jucători la campionatul mondial. Și într-adevăr, începe nebunia. Începând cu 31 ianuarie, avem o perioadă lungă în care vom juca la fiecare 3 zile meciuri de campionat, de Liga Campionilor. Va fi foarte mult. 4 din 5 colegi le merge senzația la mondial. Da, cu cine? Normal. Mă împart cu toți. Țin cu toți, nu e nicio problemă, pentru că sunt colegii noștri, le doresc cele mai bune rezultate și cred că le vor avea. Echipele lor joacă foarte bine. Sper să o țină așa până în capăt și sper să văd o medalie aici la București, de ce nu? Egiptul are șanse mari și celelalte echipe sunt în joc până în capăt, dar cred că Egiptul e echipa care are cele mai mari șanse și unde avem noi jucători. În următoarea perioadă se va decide soarta noastră mai departe în Liga Campionilor. Simțim, avem moral bun și cred că un rezultat bun ar putea aduce încă un rezultat bun și vedem ce se va întâmpla în următoarele meciuri. Mai avem 4 meciuri de jucat în grupe, iar de acolo, de ce nu, orice se poate întâmpla. Cei de la FC Dinamo au boicotat antrenamentul, au refuzat să se antreneze. Voi aveți prieteni la FC Dinamo? Păcat de acest lucru. Ne-am dorit să vedem și fotbalul acolo sus. Poate pe viitor vor face un pas înainte și vor reveni acolo unde le este loc. Acestea au fost știrile. Sunt Carmen Mandi și vă invit să rămâneți în continuare pe pagina noastră de YouTube, pe Facebook și pe site-ul prosport.ro pentru cele mai noi informații din sport. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți cu bine!